pentru mulți, ziua de 8 noiembrie a fost una obișnuită. Însă, pentru Biserica Philadelphia, această zi a fost marcată de o deosebită bucurie. 3057 de persoane au participat la Marea Zi a Recunoștinței la Chișinău și Doroțcaia. Am avut 260 de oaspeți pentru prima dată și 131 pentru a doua oară. Am primit invitație și am venit a doua oară. Sunt foarte bucuroasă. Sunt foarte impresionată, anume însă și mesajul care a fost. Eu chiar nici nu m-am gândit că la noi în țară se poate trăi fără datorii și adică cu Dumnezeu. Extraordinar, foarte super. Mi-a plăcut mult. Da, prima dată. Nu vă pot să vă redau așa bucurie și așa fericire sunt în suflet. Nu am mai fost mai mult. Și cu ce impresii plecați? Foarte plăcute. Mi-a plăcut că am învățat. Ce ai învățat? Am învățat lucruri noi. Cu o dispoziție foarte plăcută, frumoasă. Sunteți pentru prima dată? Nu, deja am câteva luni. Foarte minunat și așa ies cu dispoziție bună de aici și așa, sunt plină de viață. Отлично, я очень чувствую себя хорошо. Мажикат. Și ți-a плăcut? Da. Mi-a plăcut arta plastică, am ascultat o poveste, am făcut jocuri și am primit cadouri. Super, o să mai vii? Da. Extraordinar, bravo. Mi-a plăcut foarte mult, însă și atmosfera a fost plăcută. Am simțit chiar în suflet acea putere imensă a lui Dumnezeu și sunt bucuros că sunt așa locuri unde pot să simt ceea ce doresc. De asemenea, pot spune că a fost foarte confortabilă atmosfera și foarte plăcut. Am călătorit mult prin fosta Uniune, prin toate republicile, țări socialiste, dar așa teatru n-am văzut. Și cu rugăciuni, și cu cântece. Și ați văzut că stăteau în sală toți neclintit. Erau, cum să spun eu, îmbibau tot ce se spunea cuvânt la cuvânt. Știți cum am primit o plăcere extraordinară, mai scurt. Un lucru extrem de valoros este că 510 persoane au ales să-și dedice viața Domnului Iisus în acea zi. Fiecare din ei a fost contactat de persoane competente pe parcursul săptămânii și au discutat mai multe la acest capitol. Unii oaspeți au parcurs în jur de 1000 de kilometri pentru a participa la această adunare de sărbătoare. Este vorba de două echipe din Ucraina care, auzind de Biserica Philadelphia și evenimentele de aici, s-au grăbit să ajungă la adunare duminica precedentă. Mă numesc Vitali Orlov, sunt pastorul bisericii din Sumi, Ucraina, și fac parte din conducerea Alianței Ucraina pentru Familie. Noi am auzit foarte multe lucruri frumoase despre Biserica Philadelphia din Chișinău și ce face Dumnezeu aici. Biserica este foarte deschisă pentru societatea modernă. Ceea ce am văzut este că aici este o biserică apostolică și, în același timp, biserica secolului 21, unde vin oameni care îl află pe Hristos, unde vin oameni care încep să înseteze după Dumnezeu, unde vin oameni care nu știu nimic absolut despre Dumnezeu, dar întâlnindu-se cu copiii lui, încep să se gândească cine este acest Dumnezeu care îi face pe acești oameni așa de fericiți. Vreau să vă spun că la voi este foarte fain, foarte strategic, clar și noi am învățat foarte multe din ceea ce am văzut aici. Și cred că Dumnezeu ne va da înțelepciune să implementăm în biserica noastră lucrurile. Mi-a plăcut mult că la voi se pune accent mare pe detalii. La adunare, în a sluji oamenii, în consiliere spirituală, cum îi întâmpinați pe oameni, este foarte minunat. Am fost profund impresionați. Avem ce învăța de la voi. Есть чему у вас поучиться. Вот, ну, первое, конечно, что бросилось в глаза, это вот то, что у вас вот декор в одном стиле, вот, который зависит от проповеди. Prima ceea ce ne-a atras atenția, desigur, este că decorul este în același stil. El susține tema seriei de predici. Mi-a plăcut. Întâmpinați cu bomboane, petrecuți cu mere. Это я не видела нигде. Это вот правда. La fiecare din cele 5 schimburi, sala a fost plină. Însă la schimbul 4, sala a fost arhiplină. 930 de persoane, dintre care 69 de copii, au participat la acea oră. Glorie Domnului!
Toți participanții au fost serviți cu mere gustoase, oferite cu multă dragoste de o familie din biserica noastră, din levada proprie. Suflul național a caracterizat această sărbătoare, iar mesajul prelegerii a fost de fapt introducerea seriei Fii bogat, cu Dumnezeu în Moldova, care va continua 3 duminici la rând. În spatele acestui eveniment au stat în jur de 300 de persoane, care au slujit în diverse echipe de vis ale Bisericii Philadelphia. Suntem o familie care ajută orice om să devină urmaș dedicat al lui Iisus.